Bună ziua, un an nou fericit vă doresc și astăzi am să vă arăt cum se face un cocktail cu Campari, pentru că m-am uitat pe YouTube și nu am găsit unul în limba română și am zis să fac eu unul pe românește, cum se spune. Bun, prima dată avem nevoie de Campari, pentru că e cocktail cu Campari. Așa, bun. Al doilea ingredient, o șampanie. Șampanie, neapărat spun eu să fie un prosecco. Neapărat un prosecco. Bun. Așa, noi avem aici un prosecco de la Diesel, dar nu cu asta contează. În fine, așa. Bun. Perfect. Așa. Am vorbit de ce a fost mai important, să nu uităm și de apa minerală. Bun. Așa. Bun. Inițial rețeta de cocktail cu gheață, dar nu stric. E de ajuns că băgăm și apă minerală și nu cred că are rost să băgăm și gheață. E iarnă, îs de la frigider, ambele, și șampania, și apa, și... Deci, ăsta e paharul chiar de la Campari, din pachet. E undeva la o parte Campari, așa. Două părți prosecco. Așa. Și o parte apă minerală. Bun, perfect. Și ia să vedem. Bun. Bun, bun, bun. Sănătate și numai bine în anul nou.